Aflat departe de casă, în cantonamentul din Austria, mijlocașul Nicușor Bancu abia așteaptă să se întoarcă la Craiova și să înceapă campionatul. Fiind de două săptămâni în cantonament, bănuiesc că vă lipsește ceva de acasă. Ce îți lipsește ție? Mie unul lipsește prietena, familia și, în al doilea rând, meciurile de acasă cu suporterii noștri fantastici, pe care abia aștept să îi revăd. La mijlocul săptămânii se va trage la sorți țintarul Ligii 1 Orange. Ai anumite preferate în primele etape? Nu, sincer nu. Sunt și eu nerăbdător să aflu cu cine vom juca prima etapă și după aceea vor veni toate meciurile puternice pe care eu mi le doresc, cu Steaua, cu Dinamo. Bancu a povestit și care vor fi aturile Craiovei în campionatul viitor. Eu zic că noul antrenor este un punct foarte, după aceea la noi este al doilea an împreună cu aceiași jucători sau al treilea, cu unii dintre ei, și suntem mult mai puternici, mult mai legați ca relații de joc și cred că acest lucru ne va ajuta pentru a câștiga meciurile din campionat. Bancu va mai rămâne în Austria cu echipa până vineri, când e programată revenirea în bănie. Antrenorul formației Pandurii Târgu Jiu, Petre Grigoraș, a declarat după remiza din amicalul cu Dinamo Zagreb, scor 1-1, că l-a mulțumit evoluția elevilor săi și chiar și rezultatul. Grig s-a arătat însă nerăbdător în privința transferurilor, cerând conducerii să aducă fotbaliști cât mai rapid. Bineînțeles, ne pregătim și noi pentru Europa League, dar până atunci trebuie să ne pregătim mai bine, să ne completăm lotul. Încă nu am făcut transferurile pe care le așteptăm. Cred că în cel mai scurt timp, cred că săptămâna asta vor veni și cei pe care îi urmărim, împreună cu Narcis. Am făcut așa o listă cu mai mulți jucători, va trebui să alegem din ei. În jur de 4-5 jucători ne trebuie neapărat pentru a completa lotul cât de cât. Președintele Narcis Răducan îl liniștește pe Grigoraș și susține că negociază pentru aducerea unor jucători. Pregătiți surprize în ceea ce privește transferurile? Pregătim și mici surprize. Nu este mici. Nu este simplu de adus jucătorii de la cel mai înalt nivel, dar eu sper să reușim să-i convingem. Cel puțin cu cei care negociem acum sunt unii extrem de interesanți din toate punctele de vedere. De asemenea, suntem preocupați să reprezentăm cu brio Liga 1 în cupele europene. Pandurii va juca mâine în Slovenia un meci amical cu formația sârbă Steaua Roșie Belgrad.